Administrația Națională de Meteorologie a postat astăzi pe site-ul propriu o informare cu privire la evoluția valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 16-29 septembrie. Potrivit informării, în regiunea Transilvania, în primele zile de prognoză, maximele termice vor fi în medie între 23 și 24 de grade, după care vor scădea și vor ajunge la medii de 16-18 grade în perioada 18-20 septembrie, când vremea va fi mai rece. Apoi, până la sfârșitul lunii, valorile diurne vor fi cuprinse în medie între 17 și 19 grade. Potrivit aceleiași informări, mediile temperaturilor nocturne se vor situa în prima jumătate a acestei săptămâni în jur de 9 grade, apoi vor scădea până la 6-7 grade în 19 septembrie, urmând ca până la sfârșitul intervalului să nu mai prezinte variații semnificative. În ceea ce privesc precipitațiile, meteorologii ne anunță că va ploua pe area extinsă în intervalul 17-19 septembrie, când cantitățile de apă vor fi mai însemnate, dar și în zilele de 22 și 29 septembrie. În rest, doar pe spații restrânse vor fi ploi slabe de scurtă durată.